Și în anul 2013, pentru a oferi posibilitatea tuturor persoanelor care își oferă forța de muncă de a se întâlni în mod direct cu agenții economice angajatori și de a purta discuțiile preliminare înaintea interviului propriu-zis, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți va organiza două burse ale locurilor de muncă. În luna aprilie 2013, noi vom organiza prima bursă a locurilor de muncă din acest an. Este bursa generală. Va fi organizată în data de 19 aprilie 2013. Începând de săptămâna viitoare, noi vom face demersul pentru a găsi spațiul în care să organizăm acest târg de locuri de muncă. De asemenea, ca în fiecare an, în luna septembrie, respectiv în data de 27, va fi organizată bursa locurilor de muncă pentru absolvenți, pentru cei care vor termina diferite forme de învățământ universitar sau preuniversitar. Pe lângă acestea, va mai fi organizată și o bursă a locurilor de muncă conform cererii de pe piața muncii actuale. Vorbim despre bursă pentru persoanele de etnie romă, pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului și pentru orice alte grupuri țintă în afara celor două menționate mai sus, precum și pentru diferite meserii sau ramuri de activitate în funcție de evoluția pieței muncii locale. La sfârșitul acestei săptămâni, erau 8 locuri de muncă vacante. Barmanii și vânzătorii sunt cei mai căutați și în această perioadă. Există un număr de 8 locuri de muncă declarate vacante de către agenții economici. Sperăm ca în perioada următoare, așa cum am mai spus odată cu venirea primăverii, să avem din ce în ce mai multe locuri de muncă de la cât mai mulți agenții economici și dintr-o paletă cât mai diversă de profesii și de meserii. Avem un loc de muncă pentru agent de vânzări, 2 pentru barmani, un cofetar, un ospătar, 2 locuri de muncă pentru vânzători și un loc de muncă pentru șofer autoturisme. În orice zi puteți obține informații suplimentare cu privire la evoluția locurilor de muncă vacante direct de la sediul Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți, din Bulevardul Carol, numărul 3.